Alexandra, bine ai venit! Bună, dragilor, și la mulți ani, să avem un an bogat în călătorii deosebite, aș spune. Așa, să ne ajute. Așa, la mulți ani și vouă. Și program. V-ați filmat prin toată țara, ai iarăși recomandări pentru noi de aici, de pe plaiuri românești. Hai să vedem unde mergem mai întâi. Așa este, să știți că ne-am gândit să vă propunem un city break anul acesta într-unul din orașele României, de ce nu? Și mai puțin să mergem în afara țării, poate în special în această perioadă anului în care lucrurile încă se întâmplă într-un ritm ceva mai încet. Mai lent. Și exact. Mai canardial. Da, vorbim astăzi despre Brașov, despre Sibiu, Sighișoara și Sfântul Gheorghe, dar în special despre niște locații speciale și locuri de cazare deosebite, boutique hoteluri mai exact, în care vă puteți caza și puteți trăi experiențe deosebite. Hai să mergem în primul dintre ele. Eu sunt gata să mă cazez. Ajungem la Brașov prima dată, un oraș foarte cunoscut, dar aici ajungem la o casă superbă construită în 1914 într-un stil Art Nouveau. Casa a aparținut unei familii de sași înstăriți și cunoscuți în acea perioadă. De altfel, poate fi văzut și blazonul familiei la intrare. Este renovată, bineînțeles, transformată într-un boutique hotel deosebit. Aici putem trăi o experiență minunată, nu doar din punctul de vedere al cazării, ci și pentru faptul că avem pe acoperiș o terasă minunată. Se vede în imaginea asta. Da, putem vedea Brașovul așa 360 de grade de acolo, deci și Biserica oraș, Neagră. Nu? Chiar în oraș e cumva ascunsă pe una din străduțele din centrul orașului. Este un loc destul de intim și retras. Și putem vedea de pe terasă și Biserica Neagră, care se vede în toată splendoarea ei. Ce frumos! Deci fix în oraș, în Brașov. Da, de menționat, în toate aceste boutique hoteluri putem servi doar micul dejun, dar pentru faptul că suntem în oraș, avem în jur multe variante de a mânca bine și în Brașov, slavă Domnului, există varietate din acest Absolut. Punct de vedere. Și da. Pentru următoarea destinație nu trebuie să călătorim foarte mult, de fapt trebuie să stăm pe loc. Exact, pentru că rămânem în Brașov și vorbim despre o casă foarte frumoasă ce aparține secolului al XVIII-lea. E de asemenea renovată și reconstruită pentru a fi boutique hotel, are doar 3 camere. Și vorbim despre o experiență așa care ne întoarce în timp și este una foarte elegantă, obiecte de artă. Aici micul dejun se servește cu tacâmuri de argint și cu porțelan, niște băi rafinate, niște opere de artă la fiecare pas, foarte multe detalii din momentul în care ajungi în casă și până când trăiești experiența cazării și servirii micului dejun. Ce e interesant aici de menționat e faptul că tânăra Catarina, care se leagă de această casă, se spune că a fost iubita lui Vlad Țepeș timp de 22 de ani. Deci cumva și o legendă care e frumos legată de locație. Și ce cadă frumoasă avea doamna, da, ce frumos. Da, doamna, da. Catarina. O mai fi fost dacă schimbată între timp cadă, dar foarte frumos, da. Unde plecăm mai departe? Mergem ușor, ușor spre Sfântul Gheorghe, acolo unde vorbim despre un boutique hotel mai modern, dar foarte elegant, construit de asemenea într-o clădire interbelică. Aici foarte frumos este faptul că povestea e legată de bunica gazdei. Locația poartă de altfel numele bunicii și bunica a fost așa un motiv pentru care gazda a ales să aibă o activitate în domeniul ospitalității. A recondiționat, probabil, casa. Este recondiționată, și... într-adevăr, într-un mod modern, dar în același timp elegant. Pe pereții clădirilor putem observa obiecte de artă contemporană, care aparțin de altfel artiștilor locali. Vor pregăti în următoarea perioadă și o cafenea foarte specială unde vă puteți petrece timpul și este chiar în centrul orașului, în Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe am văzut și masă de masaj la un moment dat. Nu știu dacă mi s-a părut, dar părea că e o masă de masaj acolo. Exact. De altfel, multe lucruri frumoase de făcut și în Sfântul Gheorghe. Vă puteți plimba în Parcul Elisabeta, puteți vedea cetatea și biserica fortificată de acolo. Au foarte multe forme de teatru, teatru de comedie, teatru de mișcare, multe spectacole care se pun în scenă. E un oraș bogat din punct de vedere cultural. Hai să călătorim mai departe. Unde mergem? Ia zi. Unde mergem? Mai spre mine, așa. Mai spre tine, vrei? Înspre Sibiu, dar nu chiar la Sibiu. Sighișoara, ce frumos. Cred că am fost de două ori în frumoasa Sighișoara. Doar de două ori. Dar trebuie să călătorim mai des. E minunat orașul și informațiile publice spun că ar fi printre puținele sau chiar ultima cetate medievală locuită din Europa, așadar e spectaculos. Dar și mai spectaculos e faptul că ne oprim în cea mai veche clădire din Sighișoara, din 1568.
parte a patrimoniului mondial UNESCO, e considerată monument istoric de interes național. Este o casă moștenită din generație în generațiile de la familiile anterioare. O familie foarte frumoasă și tânără se ocupă de ea acum. Camere renovate, minunat, mobilierul este original, din lemn și restaurat timp de 7 ani. Camerele sunt tematice. În același timp, este un loc experiență, un loc muzeu, pentru că puteți vedea acolo o colecție de obiecte vechi, minunate, moștenite și colecționate. Ce e frumos aici este că beneficiază de o terasă interioară foarte frumoasă, cu scări până la turnul cu ceas. Practic ai intrarea privată până la turnul cu ceas și o vedere foarte frumoasă asupra turnului. Iar orașul e spectaculos, multă arhitectură medievală, defensivă, este într-adevăr un loc în care poți face un city break și în care te poți bucura de multe lucruri. Mergem, ne mutăm într-un loc până în care Șurubel face 6 ore, dar drumul de fapt durează 3 ore. Mergem la Sibiu pentru ultima destinație? Mergem și la Sibiu, vorbim de asemenea despre o clădire din 1570, care practic a fost construită pe al doilea zid al cetății Sibiului. De asemenea, se bucură de o terasă foarte frumoasă unde poți vedea orașul, dar și de o terasă interioară, practic construită în zidul cetății. E foarte interesant. Păstrează atmosfera secolului al XVI-lea, dar cumva într-o interpretare modernă și mai multe stiluri îmbinate aici. Atmosfera e așa romantic-barocă, dar și elemente renascentiste și gotice. Încerc să-mi dau seama unde este. Dacă ai zis că e pe zidul cetății, undeva în centru, nu? Este undeva în centru, la 20 de metri, să spunem, de Piața Mare și Piața Mică. Practic partea zidului, e foarte aproape, e partea zidului cetății. Ceea ce e spectaculos. Trebuie să merg aici, îmi place. Da, da. Și să vedeți cum sunt apusurile. Da? Da. Apropo de gestul romantic, că vorbeam. Mergi acolo și vedeți un apus de pe balcon, frumos, în Sibiu. Ce oraș frumos. Ce mă bucur că nu de fiecare dată, dar de cele mai multe ori ai avut o recomandare din Sibiu sau din zona Sibiului. Da. Și mă bucur asta, Alexandra. Voi pe unde mergeți anul ăsta? Să știi că ne-am propus să rămânem în țară și anul acesta cât de mult putem, pentru că avem foarte multe locuri noi pe listă de vizitat și ne bucură acest lucru, dar avem și locuri în care am mai fost și pe care ne dorim să le vedem, pentru că descoperim de fiecare dată ceva nou. Următoarea călătorie cred că va fi în Mureș, aproape de Sighișoara, unde avem un loc de suflet și pe care vrem să-l revedem, în Crișul Transilvanean. De altfel, tot anul avem planificate aceste călătorii. Puteți vedea locațiile în detaliu, o parte din locațiile de astăzi și pe site-ul nostru, pe Romanian Romance, dar și pe Facebook și Instagram, unde vom pregăti niște postări în care să le descoperiți în detaliu. Mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații.